Companiile private, dar și instituțiile publice pot preveni corupția prin implementarea unui sistem de combatere a luării și dării de mită. Standardul impune punerea în aplicare a unui set de măsuri și este recunoscut internațional, fapt ce aduce o serie de avantaje. Despre acest sistem s-a discutat la Centrul de Regional de Afaceri din Timișoara, la o întâlnire a oamenilor de afaceri italieni din județul Timiș. Luarea de mită este un fenomen răspândit nu doar la noi în țară, ci pe tot globul, iar consecințele fenomenului afectează economia, infrastructura, educația, sănătatea. Instituțiile publice și companiile private pot combate corupția prin adoptarea unui set de măsuri împotriva acesteia. Este o nouă certificare care se numește 37001. Este o certificare care anticorupția, care e foarte de actualitate pentru că ajută guvernanța al firmelor private. We think that this standard will have credem că acest standard va aborda unată, va companiile să minimalizeze riscul privind luarea și darea de mită, pentru că, după cum știm, aceasta este o problemă majoră peste tot. Aceste fenomene sunt în lume, e normal. Există un proces foarte puternic în momentul de față prin care ministerele și instituțiile din România s-au activat foarte, foarte hotărâte să rezolvă anumite problematice în acest sens și cred că este doar vorba de un pic de timp și până la urmă procesele va fi mai directe și mai prompte. Adoptarea unei politici antimită presupune, printre altele, desemnarea unei persoane care să supravegheze respectarea standardului, să instruiască personalul și să facă evaluări de risc referitoare la posibilitatea luării și dării de mită. Standardul ISO nu este obligatoriu și se poate aplica oricărei organizații, indiferent de mărime sau domeniu de activitate. În Italia, multe companii au adoptat sistemul în ultimele luni, care s-a dovedit deja avantajos din mai multe puncte de vedere. Importanța de norma asta este deja foarte mare, pentru că acum sunt niște licitații în Italia în care firme ca au 37001 au un punteș mai mare în shortlisting în momentul în care participă la licitație. Despre măsurile de prevenire a corupției s-a discutat la prima întâlnire a antreprenorilor italieni din Timiș, organizată de patronatul Confindustria. Cred că e o experiență importantă pentru mine și pentru toți oamenii de afaceri italieni din Timișoara. Avem nevoie de organizație care să aibă grijă de problemele care apar și cu care ne confruntăm. În județul Timiș sunt 3.440 de firme italiene, iar capitalul subscris al investiției se ridică la 100 de milioane de euro.